Se vede, no? Da, de ce nu văd desktop-ul? Nu văd desktop-ul, firea mama lui. Nu știu de ce. Mi-a setat cândva feed-ul astea pe aici. Dar aveam de la ziua mea, de la 33 de ani, cu Copilul de Aur. Mi-a cântat Copilul de Aur, Dorel de la Popești, Vale Vijelie, Bursuc, au fost toți. Și să vedeți și voi cum arătam noi la 30 de ani. Am și pe la 28 de ani am găsit o filmare. Bă, nu era pe celălalt. Să pun pe celălalt monitor, ia. Ar fi o idee, ia. Ia să văd dacă merge. Lasă acum să vedem dacă merge. Se vede, nu? Ia fiți atenți aici. Ia-te pe Copilul de Aur, ia. Iată-l pe Vali, iată ce dansuri era. Asta la 33 de ani. Uite-l și pe Bursuc. Băi, ce tineri eram, frate, la... Da, ați văzut ce mic era acolo?
câți ani sunt de atunci? 14 ani. Asta de aici e nepoată mea, Roxana Dobriciuiu, de-i mai spun Beyoncé ăștia. Na, păcuță nu l-am avut la petreceri la mine niciodată. Doar așa, când am fost noi la spectacole, la... Aici suntem la 30 de ani. Aici închiriasem
Vila lui Ceaușescu. Asta de la noi, de la Olănești. A luat dormitoarele lui Ceaușescu și a lui Elena Ceaușescu. Le-am închiriat, am dormit în ele. Avea militar de aia, de păzeau cu AKM-urile afară. Asta e băiatul meu, ia fiți. El e băiatul meu, Alex. Asta, amintirile astea le-am găsit într-un sac de casete video și am sunat pe cineva și mi le-a transferat pe digital. Băi, cum purtam hainele atunci, frate, ce largi erau. Fără număr. Ce încasa fii meu? Da, da, băiatul meu Alex, da. Da, da, așa era atunci, da. Erau banii altfel. Duetul Forță. Așa e, chiar că a zburat timpul.
Asta e acum 17-18 ani. Iată pe Valerica în forță. Atunci n-avem voie sau atunci. Acum avem fire albe destule. Salut, salut, Gabi, seara bună, baba. Asemenea. Mamă, melodia asta nici nu mi-o aduc aminte, dacă mă credeți. Nu știu când a cântat Vali melodia asta. Nu știu, Raul, o să vedem. Fiecare o să-și ducă, fiecare generație își duce coroana ei. Mamă, cum ne purtam atunci cu păr, cu mamă, mamă, și hainele largi. N-ai botul setat de la live-urile, de la emisiune. Ha.
dacă simțiți nevoia să dați o dedicație unei persoane dragi, sunați-i pe vijelie. Raul, sigur că o să cânt, normal. Am să cânt toate piesele mele cunoscute. Alea care le mai știu, că sunt multe care nu le știu nici eu. Un an aveai? Mulți înainte, mulți înainte. Ai învățat lucruri bune de la tatăl tău. La mine mă abuză hainele care le purtam atunci. Yeah.
Da, ce muzică o să asculti tu, să știu, să asculte și copiii tăi, că și la tine la fel a fost. Ce a ascultat tatăl tău, ascult și tu. E natural asta. Așa era. Să știi că era distracție frumoasă. Da, Gili, Gili e. A venit ideea asta să pun casetele astea de acum 20 de ani. Se poate, nu mai știu așa anii, nu mai știu anii bine cum, când am scos piesele. Dar cred că atunci, da, perioada aia. Da. Am găsit și o plasă de casete. Pentru nostalgici care o să vreți o amintire, vă dau pe 24 câteva casete, să le aveți amintire. Am găsit o plasă, am găsit. Cu albumul, cum am avut multe femei și supărat. Nu cred că se mai găsește pe undeva. Ce mic era Alin, Răzvane.
Uite pe Chris ce brunetă era. Ce a fost asta, frate? A început să cânte, m-am și speriat. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Eu nu știam că mai funcționează treaba asta. Am și speriat, crede-mă, că a început să cânte piesa. Zic, băi, de unde a pornit asta? Că a început să cânte înainte de a se vedea pe ecran. Cine mai e? Mentol Iulian, mulțumim! Mulțumim, frate, mulțumim, mulțumim! Hei! Stați liniștiți, o ciocolată de la mine. Da, da. Aveam 10.000 de lei în piept. Și pe aia i-am dat la taxiu, că nu mai aveam bani de taxiu. Marius, am vrut să joc, dar ceva nu funcționează. Când dau drumul pe un monitor la CSGO, îmi dispare chat-ul de pe celălalt. Nu știu cum să le sincronizez. Mulțumesc, mulțumesc mult, frate, mulțumesc, mulțumesc. Apreciez gestul. Poi mâine de la ora 10 să fiți toți prezenți. Că a venit rândul meu să cânt. N-am două PC-uri, am două monitoare. Ah.
Acțiune, acțiune, acțiune. Vrei să ne norociți cardurile? Salut, salut, Mișule, salut! Nu fac cu Gigi, nu, nu fac, că... Știți că dacă fac de oameni cunoscuți, nu dau nume și... Și nu vreau cu Nea Gigi, că poate omul nu vrea să știe, să se știe lucruri care le-am discutat noi și... Ciumpalacule! Ciumpalacule, de când te așteptam să te faci membru, habar n-ai! Bine ai venit! Cum se citește? Mr. For Pai, nu? Ghete, bine ai venit! Ați văzut cum vă primesc fetele mele, Lexi și cu Lea? Stai cu minte. Nu mai am rancă, n-am mai jucat de mult. Eram Nova 2. Am fost cel mai mult Nova 3. Dacă n-am mai jucat, nu mai am rancă. Salut, salut, Cezar. Cezar, mulțumesc, dar apreciez mai mult dacă devii membru. E mai, mă simt mai bine. Corect, așa este. Dedicație pentru Nai Botul meu. Așa, Cezar, gata, gata, mă bucur atunci. Ciumpalac, ai 43 de ani, mai puțin. Nici eu nu mă gândeam, să spun sincer. Nici eu nu mă gândeam. Mi-a venit așa ideea, am vrut să joc Hunter astă seară și n-am mers și zic, ia stai mă să bag așa caseta, că casetele astea le-am găsit într-un sac de casete video și a reușit să mi le treacă cineva, am plătit la cineva și mi le-a trecut pe digital. Și cu Leia sunt moderatoarele mele favorite. Băiatul cu mustață și cu ochelari.
Cătălin, un prieten vechi de-al nostru, e procuror șeful în București, dar un băiat super. BHS, Dalea, da, da, Dalea, de mult, îți dai seama. În 2003, ce să tragi? Eu nu știu dacă era CD atunci. Joi acum de la ora 10 o să am și eu un concert pe live. Ca să-ți răspund la întrebare. Mentol Iulian, pe n-o bași tu mereu. Ai acces, da? Ai acces acum, ai acces la cea. A, am râs toți, îți dai seama că l-am văzut fără mustață, dar dacă noi toată viața l-am știut numai cu mustață. Toată lumea râdea când îl vedeam, băi, ce față ai, ce... să vede nasul prea mare, deci numai Caterin că am făcut toți atunci. Dar uite că și-a dat seama că, normal, și noi când ne lăsăm bărbi și asta ne îmbătrânește pe ăștia mai în vârstă. Păi, a tineri... le dă puțină virilitate și par mai maturi. Și-a dat mustața de la vârstă, frate. Ați văzut, sunt oameni care au purtat toată viața mustață. N-am cum să-ți dau, că nu te văd pe aici. Dar de ce nu poți să-ți iei membru? Am să las chat-ul doar pentru membrii. Dar concertul poate vedea toată lumea, nu e. Dar chat-ul o să las doar pentru membri, pentru că o să fac și extragerea pentru tabletă și eu trebuie să iau doar din membri și nu vreau să am aglomerat foarte mult chat-ul, că nu pot să stau mult atent la chat. O să-l am în față, o să am un monitor care o să văd chat-ul live, dar nici nu pot, dacă îi dau drumul, nici modul lent nu mai, nu o să mai înțelege nimic. Păi și tu cum donezi cât un euro? După ce donezi? Că bănuiesc că după care se donează, nu? O să mă gândesc dacă îl fac din studio sau sau de la mine de acasă, o să mă gândesc. Sala care am vrut să o închiriez nu are net. Și nu vreau să risc să facem sharing pe telefoane și era complicat. Ceva.
Ia uitați aici când eram în turneu cu Vali și cu Carmen. Ăsta este al doilea turneu al meu care am fost în viața mea. Mă bucur, mă bucur, Mr. Api, că ai făcut treaba asta și apreciez. Eu intru doar de plăcere. Cred că a înțeles toată lumea că nu banii din membru, să mă iertați, cheltui când ies prin oraș așa. Dar îmi place să știu că sunt oameni care apreciază ceea ce fac și prin faptul că un om face gestul ăsta, înseamnă într-adevăr că devine parte din familie, să spun așa. Mr. 4 Pai. Ah, 4 Pai. Ah. Vă dați seama, nu e sunetul bun. V-am găsit caseta din... E Carmen. Pai, pi. Era mai mișto Mr. 4 Pai. Avea un înțeles mai bun, să știi. Mr. 4 Pai. 4 Pai. Mr. 4 Pi. Mr. 4 Pi. Ia să vedeți aici. Carmen e ok, Carmen. Am vorbit cu ea acum o săptămână. Carmina îi merge bine, nu e... Cântă mult pe afară, prin străinătate, că... Băi, ce costume purtam, bă, frate, bă, și erau și de firmă. Așa era atunci, da, dar acum mi se pare caragios. Acasă Crăciunul, că n-avem unde altundeva. A, dat-o Vâlcean? Foarte mișto. Salut, salut Andrei, salut. DJ John.
Nu l-ați cunoscut pe DJ John. Uitați-l că foarte multă lume se întreba, mă, dar cum arăta? Că nu l-am luat cu mine la concerte, foarte rar l-am luat. M-am ținut bine cu vocea. Sunt printre puțin care nu am făcut operația de corzi vocale. El e DJ John. Când a scos eu albumul ăla atunci. Andrei, joi acum o să am eu concertul meu de la orele 22. Sper că o să fii și tu prezent. Ia uitați aici. Boxierii. Seara bună, ne vedem joi. Hai că mai stăm puțin. Am făcut când eram tânăr, am făcut câțiva ani, 4-5 ani am făcut. Iată copilul de aur, ce mic era! Vale e dansator, Vale! We'll be right back.
Hainele erau așa. Așa e. Eu când mă uit acum, mi se pare caragios de rău de tot. Ce haine erau atunci. Bună remarca. Chiar bună remarca, așa este, să știi. Aici, bă, sunt și eu își prisca, băieți. Aveam busola pierdută. Băieți, gata, mă bag și eu să joc un joculeț cu tancurile mele la World of Tanks. Am fost seara de amintiri acum. Vă pup pe toți, mă bucur că am mai stat de vorbă, că mă plictiseam. Seara bună tuturor, nu uitați, joi a venit timpul să cânt și eu. Am chemat atâția colegi de-ai mei să cânte pentru voi, acum vine timpul să cânt și eu pentru voi și asta se va întâmpla joi de la orele 22. Vă aștept, vă pup, seară frumoasă tuturor. Pa, pa. Da, la Lutus era Felix.